Ce este depresia? Depresia este cea mai frecventă suferință mentală, o suferință care afectează între 3-15% din populația lumii, conform Organizației Mondiale ale Sănătății. Sunt mai multe tipuri de depresie, iar astăzi vom vorbi despre 3 tipuri dintre acestea: depresia atipică, depresia moderată și depresia gravă. 1. Depresia atipică. Depresia atipică sau depresia ușoară nu pare chiar așa gravă. Schimbările semnificative ale dispoziției și a comportamentului pot indica o depresie ușoară. Când ai depresie ușoară, ești iritat, ai gânduri negative, îți pierzi empatia față de ceilalți, te simți demotivat și n-ai nici încredere în tine. Acest tip de depresie uneori nici nu poate fi observat. Din cauza acestei depresii ai foarte multe stări de tristețe. 2. Depresia moderată. Acest tip de depresie este depresia care am avut-o ceva timp în urmă. În acea perioadă mă simțeam mai mereu trist, nu mă entuziasma nimic, nu aveam chef nici să fac activitățile de bază ale zilei. Dopamina, substanța responsabilă de fericire, o aveam pe zero. Încercam să compensez aceste lucruri cu rețelele de socializare, jocuri, etc., care poate pe moment mă făceau fericit, dar pe termen lung deveneam și mai trist. Toată această depresie a fost cauzată din motivele că nu aveam un scop precis în viață și mă tot îngrijoram ce voi face cu viața mea. Aveam presiune din partea părinților și rudelor. Iar cea mai mare cauză a fost părerea altora. Stăteam cu niște prieteni care stăteau cu mine pentru diferite lucruri materiale, iar pe la spate îmi ziceau că sunt o influență rea și mă tot bârfeau. Adevărata problemă a fost că mi-a pasat de ceea ce gândesc alții despre mine. Totuși, toată această depresie a trecut după ce mi-am descoperit scopul în viață, după ce mi-am schimbat anturajul și am început să nu mai piese de părerea altora. 3. Depresia gravă. Depresia gravă este cel mai grav tip de depresie. Această depresie poate duce chiar și la sineucidere, etc. și este cauzată din diferite suferințe, pierderea de persoanelor apropiate sau dificultăți financiare. Cei care au depresie gravă suferă de multe stări depresive, au lipsă de interes pentru activitățile obișnuite. Oamenii cu depresie gravă trec foarte des prin tulburări ale somnului, iar de cele mai multe ori au sentimente de lipsă de valoare. Și cel mai greu lucru pe care îl face o persoană cu depresie gravă este să aibă gânduri legate despre moarte sau legate de sinucidere. Dacă v-a plăcut acest videoclip, nu uitați să vă abonați la canalul Calea spre Succes pentru mai multe clipuri asemănătoare.